Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și vreau să vă spun că sunt profund impresionat de ce văd în această sală și de energia pe care o văd în această organizare, jos pălăria. Vreau să vă spun în primul rând că vă înțeleg foarte bine prin ceea ce treceți. Chiar eu am studiat în Elveția, am stat 14 ani în Elveția, m-am întors recent în România și am lucrat atât în România cât și în străinătate multiple țări, deci am avut întotdeauna dorința aceasta de a veni înapoi, mi-a fost destul de greu, mi-a dat durat timp, a trebuit să mă gândesc cum să fac asta, până la urmă am reușit, dar vreau să vă spun că vă înțeleg destul de bine. De asemenea, în ultimii ani am recrutat, cred, număram înainte de a veni pe scenă, 30 sau 40 de foști studenți la universități de top din lume, de la Princeton, Harvard, Stanford, care s-au întors în România. Și de asemenea am lucrat cu ei și am încercat să-i ajut să se integreze înapoi în România. Deci vă înțeleg foarte bine. Cred că noi vorbim acum, doar dacă încerc să sumarizez puțin ce am auzit înainte de la distinși și vorbitori. Cred că vorbim despre o oportunitate care a fost până acum pierdută. Și care trebuie recâștigată. Avem 50.000 de studenți în România, foarte mulți studenți care au avut cariere strălucite în afară. Și dacă ne uităm în România, nu-i vedem în mediul public, cum vorbea domnul președinte al Senatului, nu-i vedem. Ne uităm la televizor, nu-i vedem. Ne uităm în Parlament, nu-i vedem. Ne uităm la mediul privat. Eu lucrez în mediul privat cu multe instituții mari din România. Vă spun sincer, nu-i vedem. În continuare, România este, la nivel de senior management, dominată de expați. De ce sunt acești expați în România? Nu pentru că vor să ne colonizeze, în niciun caz, ci pentru că nu găsesc în România, deocamdată, destui oameni capabili care să gestioneze marile instituții de România. Aceasta este realitatea. Și după 20 de ani după Revoluție. Deci eu consider că până acum suntem în fața unei oportunități clar pierdute, care trebuie recâștigate. Ceea ce văd astăzi este un prim moment care începe să-mi dea speranțe, pentru că văd o energie venind atât din mediul public, cât și din mediul privat, cât și din partea studenților pentru a remedia această situație. Doar poate să vă dau câteva elemente pentru ce cred eu că această oportunitate a fost pierdută până acum și cum poate fi recâștigată. Dacă mă uit puțin la mediul privat pe care îl cunosc mai bine decât mediul public, vedem o deconectare foarte mare între nevoile managementului firmelor mari din România și modul lor de a vă atrage pe voi. Dacă vorbesc cu orice CEO, director general unei instituții din România, spune, vreau să am cât mai mulți români. Mi se cer aproape săptămânal, mi se cer CV-uri, mi se cer contacte de oameni care sunt în străinătate. Dar la nivel senior, cum mergem mai jos în aceste instituții, oamenii care, sigur, cum se spunea înainte, poate le e frică de voi, poate nu știu cum să vă integreze, acești oameni practic blochează și nu există programe, chiar în instituțiile mari, multinaționale, care să permită atragerea voastră către România. Am înțeles că sunt anumite programe chiar făcute de voi, dar acest lucru trebuie împins, trebuie găsite modalități de a atrage oamenii ca voi, care să fie rapid puși în funcție de conducere în România. Poate după un an sau doi ani. Acest lucru nu există și cred că trebuie lucrat foarte atent cu mediul privat pentru a se crea aceste programe de aducere a voastră în România. Poate, ca să mă limitez în timp, nu o să nu voi vorbi despre mediul public. Dacă mă uit acum și din punctul vostru de vedere, cred că și voi aveți o responsabilitate foarte mare. E ușor de spus că România nu vă vrea. Vorbeam înainte că erau 100 de români în Paris care au venit și au schimbat România. 100. Sunteți 50.000. Am văzut niște statistici care pe mine cel puțin m-au uimit. Procentul de studenți români care vor să se întoarcă în România este cel mai scăzut dintre toate țările din Europa de Est. Cel mai scăzut. Care nici nu consideră, nici nu vor. Orice li s-ar oferi actualmente, da? De asemenea, cei care vin vor imediat să aibă aceleași oportunități ca în afară. Adică stabilitatea muncii, salarii foarte ridicate și așa mai departe. Nu despre asta vorbim. Vorbim despre nevoia ca voi să ridicați într-un rol de elită și să conduceți anumite instituții, să luați inițiative, cum faceți foarte bine aici, de a crea lucruri, nu să lucrați ca niște funcționari, dacă vreți, niște firme internaționale. Ceea ce vreau să spun e un lucru următor, poate mă repet.
Cred că este și o nevoie din partea voastră să vă ridicați la statutul de elită a României și să jucați acest rol când veniți în România, prin a crea firme, prin a vă implica în proiecte cum este acesta. Mă voi opri aici, vreau să vă spun doar că mă așteptam la o mică reuniune între studenți și sunt profund impresionat de ceea ce văd, încă o dată jos pălăria și cred că această oportunitate care eu credeam pierdută are foarte mari șanse să devină o mare șansă a României în următorii ani. Vă mulțumesc foarte mult!